Fără discuție, nu am niciun dubiu în sensul ăsta, pentru că, iată, s-a obținut finanțarea, mai sunt niște chestiuni de implicare, domnule. Nu se poate să nu poți să găsești 6 medici. Nu se poate ca acei medici care au luat aparatură din spital să o folosească cu titlu gratuit să nu vrea să se întoarcă înapoi. Îi dau în judecată. Nu se poate așa ceva. Adică, pe ce contam pe ei să se întoarcă, da? Probabil că pe considerentul ăsta primarul le-a dat sub ce formă, nu știu, o să studie și forma, pentru că din câte știu eu, orice concesiune trebuie să treacă prin Consiliul Local. Din câte știu eu, n-a trecut prin Consiliul Local și asta este foarte grav. Este o încălcare gravă a legii. Vă spun, mă voi adresa cu plângeri penale către toți cei care se fac vinovați de aceste furturi. Pentru că eu le spun furturi, așa cum și dumneavoastră titrați la televizor, sunt furturi din spital. Pentru că sunt ale comunității, da? S-au obținut așa cum s-au obținut prin sudoare. Poate domnul Lața s-a zbătut de a adus aceste obiecte de inventar sau această aparatură la spital. Poate că omul ăsta, Radu Nistor, n-a făcut, domnule, nimic. Asta numai... Ce a spus domnul George Scripcaru, a făcut atât, a comasat școli, le-a desfințat, le-a închis spitalul, a dat din patrimoniu localității o grămadă de hectare Brașovului. Mai nimic pentru noi ceilalți săceleni. Vreau să vă spun că astăzi am fost, iertați-mă că o să dau din una alta, dar știu că timpul este... Da, e vorba de un alt subiect pe care vreau să-l discutăm, cel legat de cartierul Baciu, dacă nu mă înșel. Vorbim aici despre o altă mână care intră în buzunarul oamenilor, din câte am înțeles înainte de emisiune. Acum vin de acolo, de undeva din Baciu, sus, pe strada Smărdan și pe strada Ilie Minea. Oamenii ăștia n-au apă din 21 decembrie 2011. Cu toate acestea, domnule Vălean, stimați telespectatori, oamenii ăștia plătesc facturi, domnule, și sunt facturați. Dacă puteți să arătați la cameră, iată aici am o... punctul meu de vedere sunt două știri. Odată că în secolul 21 oamenii nu au apă, gândiți-vă la ce... Într-un municipiu. Da, într-un municipiu, exact. De două luni sau cât durează... Iată aici aveți, numele, Partinion, strada Smurdan, numărul... 3, da? Localitatea Săcele. Deci, uitați aici perioada de facturare, 21-2012, 7-3-2012. Da? Deci, și mai jos vezi perioada de, chiar la degetul meu, perioada 24-1-2012, 21-2012, perioada de facturare. Da. E bine? Este corect. Vă întreb și pe dumneavoastră și pe ceilalți telespectatori. Este corect ca oamenii ăștia care nu au apă din luna decembrie să li se trimită facturi? Dom'le, dacă nu vor plăti facturile astea, ce se va întâmpla? Parte dintre ei, vă spun, mi-au spus, au returnat facturile. Spus, dom'le, cum aveți neobrăzarea și rușinea să cereți să vă plătiți niște facturi? Nimic. Exact, niște bani pentru nimic. Bun. Problema acolo, am înțeles că... Nu există o contorizare, niște ceasuri de apă care trebuie citite? Bun, sunt cetățeni care vor să plătească paușal, da? Indiferent de cât consumă, să plătească la număr de persoane, sunt unii care au ceasuri. E bine, problema lor este că nu au apă deloc, pentru că conductele acolo în zonă se sparg din cauza traficului foarte greu care traversează drumurile lor. Casele lor, am văzut cu ochii mei astăzi, se surpă. Li se dau unor afaceriști din Săcele dreptul să circule prin acea zonă cu camioane de lemne, da? Foarte grele, unde știm cu toții este o zonă de 3,5 tone, de restricție, de tonaj de 3,5 tone. Bine, camioanele alea au 20 de tone, 20, 30, 40 de tone. Da? Vă dați seama că acel nefiind infrastructură pregătită pentru greutatea acelor camioane apasă pe acele conducte și e normal să se rupă. Da? Ei bine, acele camioane nu pot să acceadă acolo decât cu permis de liberă trecere. Corect. Și acesta de la primărie. Bineînțeles. Ce facem în sensul ăsta? Păi cum, oamenii ăștia e drept să stea din cauza primarului într-o lună de iarnă? Când, iată, e vorba de igienă personală, este vorba de, eu știu, folosința apei la toaletă. Și solicitatea celor de la compania apa să pună conducte din titan sau din ce? Ne-au spus oameni, dom'le, am documentații, mi s-a spart iuncărțul, mi s-a stricat mașina de spălat, mi s-a stricat, nu se poate așa ceva să oamenii ăștia să trăiască în 2012 fără apă. Este extraordinar. Asta a spus, sunt două știri aici, odată că în secolul 21 într-un municipiu oamenii stau cu lunile fără apă la robinet și a doua chestiune, asemenea aberații și apelez aici la compania apa. Am înțeles că dacă primarul a mers acolo în zonă și oamenii, domnule, mai mult că gata să-l linșeze, s-a putut rezolva ca a doua zi să aibă apă și la un debit i-au inundat. Deci iată că există posibilitățile tehnice. Înseamnă că nu există voință.
înseamnă că, nu știu, opresc apa pentru ca acele camioane să poată trece pe acolo. Nu înțeleg, sincer, nu înțeleg și voi face apel la toată media locală din Brașov să meargă acolo și să vadă necazul acestor oameni. Nu sunt oameni, cum să spun, sunt oameni care plătesc impozite la zona B. Este foarte important. Oamenii nu au apă, nu au canalizare, nu au drum asfaltat, da? Și plătesc impozite la zona B. Vi se pare corectă chestiunea asta? Eu nu m-aș fi revoltat. Într-adevăr, sunt oameni acolo care se revoltă și din când în când opresc traficul. Atunci când disperarea ajunge la cote maxime, opresc traficul acolo și vin autoritățile, stau de vorbă cu ei. Adică blochează, da, blochează drumul, blochează circulația. Exact. Și atunci, bine, blochează aceste camioane de lemne, da? Și la momentul ăla autoritățile vin și îi convin, ba prin amenințări, ba prin rugăminți, ba prin promisiuni, îi convin să deblocheze drumul. Dar pentru cât timp? Oamenii deja s-au săturat. Astăzi când am fost acolo, dezgropau un canal și spune, dom'le, gata, noi închidem, spărgeau gheața de pe gură de canal și spune, gata, noi închidem pe toată zona. Să vedem ce fac. Dacă noi nu avem apă, nici ceilalți, că o parte din cartier are apă. Da. Dar sunt aceste străzi, Mărdan, Ilie, Minea, școlii și încă vreo două, care sunt în această problemă. Și atunci oamenii spun, dom'le, ori toți, ori niciunii. Și oamenii au fost de acord și empatizează cu ei, sunt de acord să li se oprească apa la toți, tocmai pentru a li se rezolva odată această problemă, care nu este ușoară. De până la urmă, de cine depinde? De primărie sau de compania apa? Ca să ne înțelegem. La intervenția primăriei, compania apa trebuie să facă ceva acolo, să rezolve problema acestor oameni, pentru că, bun, noi nu avem nicio relație cu compania apa, doar o relație contractuală, dar noi, cetățenii de rând, nu avem o relație cu compania apa, nu le putem cere nimic decât să intervină atunci când sunt spărturi. Primăria este cea care are o relație cu compania apa și primăria răspunde în fața acestor oameni de utilități, că e vorba de utilitățile lor normale și absolut meritată de oameni. Deci oamenii au votat un primar ca să ce? Să nu aibă apă? Să nu aibă asfalt? Să, știți cum se circulă acolo? Fiind și o zonă destul de abruptă, de urcat mai urci. Da. De coborâși jos, cobor mai mult târâși. Deci sunt spărturile acelea, se face gheață și este un patinoar. Da, nu e un patinoar, știți că unii ne mai descurcăm pe patine, da? Cu mașina pe gheață e și foarte complicat. Și cu piciorul gol. Vă spun că n-am putut urca cu mașina până acolo, am lăsat mașinile mai în vale și am urcat împreună cu echipa mea pe jos. Pentru că n-am putut să urcăm efectiv cu mașină și ne țineam unii de alții, mai râdeam, mai urcam, știți cum, făceam hazdele în caz, pentru că, și chiar spuneam, băi fraților, voi n-aveți aici o stradă, asta e o uliță. Mie îmi pare a fi o uliță, adică la cunoștințele mele de administrație, are asta nu pot fi. Uliță, exact, nu? Da, iată o uliță cu nume, deci Mărdan. Și pentru că acești oameni locuiesc într-un municipiu, plătesc și taxe și impozite. Taxe de impozite de municipiu și de zona B. Adică au făcut o sesizare primarului și a spus, domnul primar, nu avem asta. Haideți, domnule, dați dovadă de înțelepciune și coborâți-ne măcar la zona C, de impozitare. Și au spus că nu se poate, că dacă în anii precedenți ați plătit la zona B, atunci de ce ați putut? Cine v-a pus? Știți cum i-a întrebat pe oameni? Cine v-a pus să vă faceți casa aici, domnule? Într-adevăr, zona e frumoasă, să știți. Zona e foarte frumoasă și probabil că domnul primar invidiază, să știți. Asta este concluzia mea pentru așa să o termin într-o notă de haz de necaz. Da. Nu pot să-i spun altfel. Ce să mai zic? Cred că nu mai este loc de concluzii, pentru că lucrurile sunt mai mult decât evidente. Domnule Panait, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cum sperăm că cei care ar trebui să aibă urechi de auzit să fi fost pe recepție în această seară și să ia măsuri și pentru acești cetățeni din zona Baciu, dar și referitor la subiectul pe care l-am discutat la început, cel referitor la spital, pentru că și acolo problemele, din câte mi le-ați expus dumneavoastră, sunt destul de grave și complicate și trebuie să iasă niște lucruri la iveală pentru a ne da seama dacă într-adevăr s-au întâmplat niște nereguli sau nu acolo. Mulțumesc încă o dată, domnule Panait. Doamnelor, domnilor, punem punct aici. Sămir Ceavolean, ne revedem mâine seară tot aici la Nova, unde tu contezi.